Polițiștii din cadrul Poliției orașului Breaz au efectuat mai multe verificări în cadrul evenimentului Târgul de Toamnă din oraș, unde au depistat un bărbat din municipiul București în vârstă de 52 de ani, care oferea spre vânzare articole de îmbrăcăminte purtând însemne identice cu o marcă înregistrată. S-a constatat faptul că bărbatul nu deține documente de proveniență pentru articolele de îmbrăcăminte oferite spre vânzare. Astfel s-a dispus ridicarea în vederea continuării cercetărilor a 6 geci care purtau însemnele unei mărci înregistrate. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.